Materiale botanice? Dar s-a mai întâmplat să... Nu. Haideți, vă rog, să... Copiii erau agitați în curtea școlii. Au venit să-mi spună că unei fetițe este rău. M-am deplasat, era la colțul, în colțul clădirii, era palidă, i s-a făcut rău și am luat-o la cabinetul medical. Acolo a continuat să-i se facă și mai rău, a început să-și piardă, practic, nu știu, mi s-a părut cunoștință, era palidă, foarte palidă. Și împreună cu doamna asistent medicală a liceului am decis să chemăm unitatea de smurt. Au venit, au luat-o, au considerat că este necesar să o transporte la spital. Și exact ce v-a povestit? Că s-a dus în, da, copii, liceeni, se cerceșea să fumeze și a tras un, da, fum dintr-o țigară și i s-a făcut rău. Și în acest moment, da, am, i-a venit rău și am luat această măsură. A fost adusă o pacientă în vârstă de 15 ani de la liceu, cu suspiciunea de a fi consumat substanță interzisă. A fumat o țigară, după care i s-a făcut rău. A prezentat amețeli, o vărsătură și o scurtă criză de pierdere de cunoștință. La unitatea primirii urgenței s-a făcut testul de depistare de substanțe, nu neapărat, că sunt mai multe astea, pot să fie și negativ, testul este negativ, testul este negativ. Aici, pe secție, am preluat-o, era conștientă, echilibrată, cardiopulmonar, și i s-au recoltat analize de rutină. Dar la urgență când a ajuns, cum era? Vorbea, comunica, era conștientă? Eu nu am cum să vă spun, pentru că nu am primit-o eu. Aici la mine v-am spus, deci era conștientă în urma consiliului. Da, mi-a spus, mi-a povestit că la școală, într-o pauză, a cerut o țigară la un coleg mai mare și după ce a tras un fum, mi s-a făcut rău. Și a fost adusă... Fumătoare, la modul, mi-a povestit, 4 țigări pe zi, în prezența mamei. În prezența mamei a fost discuția. Da. Și s-au recoltat analize. Da. Asta în funcție de evoluția ei. Poate să fie, dacă este bine, mâine va fi externat. Din primele verificări rezultă faptul că eleva de liceu, în vârstă de 15 ani, împreună cu alți 3 colegi, a fumat în timpul pauzei o țigară cu conținut de plante etnobotanice, după care i s-a făcut rău fiind transportată la spital. În prezent este în afara oricărui pericol. Efectuând cercetări pentru a se stabili natura substanțelor consumate, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să se propună soluție legală prin parchet.